Salutare România! Salutare Constanța! Ce faceți, băi, fraților? Știu, sunteți curioși cu toții unde am fost plecat în ultimele 7 luni. Ce să vă zic? Am fost puțin pe la Hogwarts, am văzut ce vrăja, am mai făcut Harry Potter și am mai lucrat un pic la vaccinul COVID-19. Voi tot online? Tot pe Zoom? Acum câteva zile am primit o provocare de la Ron Weasley să prezint viața celui mai controversat personaj de la Hogwarts. Bineînțeles, cine poate fi altul decât profesorul nostru favorit, Severus Plăzneală. Așa că, fraților, haideți să o luăm cu începutul. Băieți, hai să dați drumul la bandă! Cărțile Harry Potter sunt unele dintre cele mai detaliate cărți scrise vreodată. Personajul care a fost cel mai greu de scris și are cele mai multe detalii din seria Harry Potter este cine altul decât Severus Snape. El este unul dintre personajele mele preferate din seria scrisă de J.K. Rowling, iar în acest videoclip am să spun povestea lui Plăzneală de când era un băiețel mic până la moartea sa. Severus Snape s-a născut dintr-o mamă vrăjitoare pe nume Aelin Severus Prince, Prince fiind numele ei de fată, și tatăl său încuiat, Tobias Snape. Severus a crescut pe strada Spinner's End, lângă un râu, zona nefiind una dintre cele mai frumoase zone unde poți copilări. Părinții se certau des, iar acesta nu mai avea răbdare să aștepte să împlinească vârsta de 11 ani pentru a pleca la Hogwarts și să scape de părinți. Tatăl său a fost descris de către băiat ca o persoană greu de mulțumit. Însă mama lui a fost descrisă ca o femeie slabă, cu aspect aspru, ce seamănă izbitor cu Snape. Când Plăzneală avea în jur de 10 ani, a întâlnit o fată roșcată care trăia în orașul din apropiere pe numele ei Lily Evans. El a descoperit din trăsăturile lui Lily că și ea este vrăjitoare. Așa că a decis, într-o zi, să-i spună despre ideea de vrăjitorie, Hogwarts și tot ce știa el despre acest subiect. Însă, planul și tot ceea ce plănuise el în legătură cu Lily nu a ieșit așa cum își dorea el. Lucrurile nu au mers așa cum sperase. Când i-a spus lui Lily că ea este o vrăjitoare, Lily fiind născută din părinți încuiați și fără să știe nimic despre vrăjitori și vrăjitoare, aceasta s-a simțit ofensată. De aici a început un întreg conflict între Snape, Lily și Petunia, sora lui Lily, cele două certându-se cu Plăzneală pentru că acesta o considera doar pe Petunia o încuiată. După o perioadă de timp, Lily a revenit la sentimente mai bune față de Plăzneală și a început să aibă încredere în acesta și în cuvintele lui. Ușor-ușor, devenind foarte buni prieteni, într-una din zile, cei doi, aflându-se în casa Evans, au găsit o scrisoare în camera Petuniei și nu le venea să creadă cum o încuiată a fost capabilă să primească scrisoare de la Hogwarts. Așa că au deschis-o imediat. Înăuntru era scrisoarea pe care Dumbledore i-o trimise Petuniei, spunându-i politicos că îi pare rău, dar nu o poate primi. Într-o zi, Snape și Lily stăteau așezați și Plăzneală-i povestea lui Lily despre Ministerul Magiei și școala Hogwarts. Apoi, Lily întreabă dacă a fi născut din părinți încuiați face vreo diferență. Plăzneală-i confirmă că nu. În tot acest timp, Petunia stătea ascunsă în spatele unui tufiș, ascultând întreaga discuție. Însă, la un moment dat, o creangă căzu pe umărul ei și fugi. Iar Lily îl acuză pe Snape că a făcut-o intenționat. După aceea îi aruncă o privire arzătoare și fuge după sora ei. Când este în sfârșit timpul pentru a merge la Hogwarts, Snape o urmărește pe Lily și pe familia sa pe platforma 9 și 3 sferturi, pe peronul gării, a văzut-o pe Petunia nemulțumită, spunând că ea oricum nu ar fi vrut să meargă la Hogwarts pentru că este o școală doar pentru ciudați. Acest lucru a făcut-o pe Lily să plângă în timp ce se urca în trenul pentru Hogwarts. În tren, Plăzneală a văzut-o pe Lily plângând din cauza surorii ei. Snape s-a apropiat de ea
și am vestit tot spunându-i că în sfârșit se duceau la Hogwarts și puteau împreună să descopere o lume fantastică. Când a venit însă vremea ca noi studenți să fie sortați, Lily a fost aleasă în casa cercetașilor. Această situație l-a întristat peste măsură pe Snape și l-a făcut să scoată un mic geamăt, când el a fost selectat în casa viperinilor, fiind astfel despărțit de Lily. Plesneală excela la majoritatea materiilor de la Hogwarts, dar materia favorită era protecție contra artelor întunecate și poțiuni. Așa și-a luat porecla de prințul Sinipur. În anii următori, el și un băiat numit James Potter aveau mereu contre și discuții foarte aprinse. James Potter fiind tatăl de mai târziu al lui Harry Potter. Pe tot timpul școlii, Lily și Severus au rămas prieteni, chiar dacă mulți dintre prietenii lui Lily puneau la îndoială prietenia celor doi. În cel de-al cincilea an, după ce Snape și-a dat examenele, acesta a avut o înfruntare dificilă cu James Potter și prietenii lui. Aceștia aruncând o rajă care să-l arunce la pământ și să nu se mai poată mișca. Lily a încercat să ia apărarea lui Snape, dar Plesneală a spus că nu are nevoie de ajutorul niciunui sânge murdar. Aceste cuvinte au afectat-o rău pe Lily, sânge murdar însemnând copiii ce provin din încuiați. După ce termină școala, Snape se alătură lui Cap de Mort, iar acesta îi spune să-l spioneze pe Dumbledore. Plesneală, în spionajul ce i-a făcut lui Dumbledore, află despre o profeție care va fi asociată cu Harry Potter și cum acesta îl va omorâ pe Cap de Mort. Continuarea o vom afla în episodul viitor. Hei, fraților, cum vi s-a părut până aici viața lui Plesneală? Aștept reacția voastră în comentarii, dacă vreți să vedeți și episodul 2. În aceste zile încerc să fac o colaborare cu cel mai mare YouTuber din Constanța. Hai, vreau să-mi lăsați jos în comentarii care credeți că este cel mai mare YouTuber din Constanța. Cine dă răspunsul corect, îi fac o promovare pe bune. Dacă adun la acest video 100 de like-uri, fac episodul 2, plus vă povestesc ce reprezintă acest afiș. Nu uita, dă like, să te abonezi și să apeși în dușmănie pe clopoțel.